mai scurt, în fiecare dimineață, când e dimineață, pentru că e dimineața și eu iubesc diminețele, l-am luat pe Cocosic. Cocoasă asta nu e acolo, așa, la care din centru, unde noi tăți, acolo tusim. Nici cocos de ăsta care noi îl sujim sau îl bem. Cocosul ăsta e cânișorul meu, câinele meu, care el a devenit ca practic copilul meu, poate și mai mult decât copilul meu. Este omul care mă înțelege cel mai ghini, cel mai ghini de pe fața pământului. Apoi noi am ieșit să ne plimbăm și eu ne-am pus așa niște naușnici și un urechi și m-am așezat acolo cu curul pe o bordiură și mă uitam pe internet. Și cocosica mea s-a dus acolo, nu știu, niște flori. Pentru că el, la urmă urmei, tot e suflet și tot iubește ce e și e frumos. Și vreau să vă spun că foarte greu să crești un câine, un animal, nu știu, la noi în țară. Și eu cred că dacă eu și-am să plec vreodată din țara asta și de atâta că n-ai unde să prindi eventual un câine. Și când colo aud eu, dar eu cu naușnicii, asta vă dați seama și tare o strigat el dacă eu cu naușnicii și m-am speriat și acolo strig unul. Alo, Ciuviha! De eu știi, m-am stăiat, ne-am scos naușnicile și mă întorc așa și zic, asta pe mine mă strigați? Și că nu vrei să ții țâncul de aici, cam ușa să-i dau un hârleț în cap, că tu în fiecare dimineață, decât ai ieșit și ai stat cu naușnicile în ureche și nu știu ce mai faci, te-ai scărchina acolo, Iana, într-un loc, mai gine ți-ai lua un pachet și ți-ai strângi din urma țâncului. Eu, nu știu, pe mine parcă m-a fulgerat, înțelegeți? Parcă cineva ne-a dat ceva în cap, din i-a sărit cocul. Țânc? Într-o zi o zis javră, altă zi țânc. De i-am spus, eu n-am să decad la nivelul dumneavoastră, pentru că eu sunt o femeie, o domnișoară stimabilă. Și dacă mama ta nu te-a educat și tu ești un pitacioc și nu mai vreau să zic, închideți hlebăresca, că data viitoare eu am să închem aici drugul și să dă una în nas de să-ți zboară narcișă de pe fața blocului și lasă-l pe cocosic să cași, te rog frumos, acolo unde nu vrei, unde vrea el. Pentru că noi toți suntem suflete și cum suferi tu și te chinui tu, așa poate suferi și chinui el. Și tu n-ai de unde să știi problemele lui așa cum le știu eu. Tu n-ai de unde știi ce înseamnă viața de câine. Tu în general n-ai suflet și pe mine nu mă interesează florile voastre din fața blocului, copaci și mai aveți voi. Pe mine mă interesează ca cocosica mea să crească într-un anturaj fericit. Și dacă azi el se cacă la tine în grădină, dar mâine, pentru că și el obosește să cașe veșnic în același loc, și mâine poate eu am să vreau să-l duc acolo, nu știu, la parcul dendrariu unde sunt dofiga flori, atunci chiar eu asta am să fac. Și să știți că pe mine nimeni nu poate să mă oprească, pentru că eu știu și vreau de la viață, și eu știu ce înseamnă să ai cocosic în casă. Și el unde a zis că cam ușa să aproche și a să-mi zboare naușnichele și ochelare și nu știu ce. Și i-am zis, bâdlă, ești o bâdlă adevărată, ești un, nu știu, și că ni rușine să zic și să-și mai spune, dar ni rușine că sunt oameni în prejur, că voi sunteți în general niște canciughe și în țara asta rămân canciughe pentru că, nu știu, de atâta că vă place să strigați la oamenii normali și să asta ia. Și eu, amuș, îl aștept pe drugul meu și ne ducem amuș la dânsul și stăm de vorbă altfel.